Afar Technology Europe este o firmă care activează în domeniul construcțiilor de mașini. Suntem în România din 2013 și practic oferim servicii, începând de la design mecanic și electric, asamblare mecanică și electrică, servicii de programare, software, cât și servicii de garanție și postgarantie. Noi la Alfar Technology suntem mândri să spunem că am început de la aplicații simple, cum ar fi asamblări manuale, semi-automate, aplicații de inspecție cu cameră, aplicații de asamblare cu roboți, dar în special ne focusăm în industria testului și în special produse inteligente, în care există comunicare, CAN, MOST, LIN, în special cu produsul, în care expertiza inginerilor noștri de foarte mulți ani în industria auto își spune cuvântul. Companiei Alfar oferim soluții, de la soluții simple, senzori inductivi și cabluri, până la soluții mai complexe, cum ar fi senzori de proces, de presiune, de temperatură. Asigurăm suport în vederea dezvoltării soluțiilor de digitalizare Industrie 4.0. Parteneriatul nostru cu AFM este relativ nou, putem spune de un an de zile. Bineînțeles că pe lângă criteriile cost, calitate și livrare, noi ne uităm în schimb la Alfar la parteneri pe termen lung și parteneri cheie. Parteneri pe termen lung pentru Alfar înseamnă, bineînțeles, pe lângă cele enumerate, parteneri în care ne putem baza și care pot să aducă în Alfar inovație. Asta este pentru noi principalul lucru și caracteristica cea mai importantă care am găsit-o la AFM. AFM este o companie care poate să aducă inovație în lumea automatizărilor și face asta deja cu succes de destul de mult timp. Atunci când vorbim despre viitor, vorbim despre digitalizare, despre transferul datelor, acele numite big data, despre accesul la date în cloud sau pe servere locale, lucruri pe care clienții noștri le consideră importante și care datoria noastră de integrator este să putem oferi aceste lucruri în timp real și foarte repede. Aici AFM pune la dispoziția automatizărilor și integratorilor de automatizări produse care oferă acces la aceste tehnologii, mai ales în special când vorbim despre IO-Link.